Lumea agricolă este o lume aparte și sunt câteva premii, sunt câteva concursuri la care orice fermier își dorește să participe și mai ales să câștige. Și nu câștigă doar trofeul pe care dumneavoastră îl țineți în brațe, ci câștigă experiență și câștigă renumele unui fermier care știe să facă tehnologie. Bună ziua, domnule Morginean! Îmi face plăcere să ne revedem la dumneavoastră în fermă și de data asta să vorbim despre premiul pe care îl aveți în brațe, porumbul de aur. Mă bucur că ne reîntâlnim din nou în fermă. Da, într-adevăr. E onoare să, să țin acest trofeu, porumbul de aur, astăzi în mână. Este pentru rezultatele muncii din anul 2022, trebuie să precizăm. Da, este adevărat. E o muncă, care am făcut o muncă în echipă, nu a fost munca doar a mea, nu e meritul meu, meritul întregii echipe, întregii ferme, care își fac datoria de dimineață până seara. Mă bucur că am ajuns acolo, dar cu siguranță toți fermierii își fac treaba, muncesc și cu siguranță... Vor fi mulți care o să, o să ajungă la rezultatele respective. Că doar trebuie să avem și puțin ajutor de, de la Doamne-Doamne. Foarte bună idee! Ce v-a ajutat să, să obțineți acest premiu? Ce, ce credeți că ați făcut mai mult în anul trecut? Și pe ce suprafață ați spus și ce hibrid? Am cultivat porumb pe suprafața suprafață de 400 de hectare. Partea de concurs am avut-o pe 14 hectare cu suprafața care am intrat în concurs. Hibridul a fost un hibrid de la Pioneer, un 9889, un semi-tardiv. Da? Nu mergem pe hibrid tardiv, nu suntem adepți hibrizilor tardiv aflându-ne în centrul țării. Mergem pe hibrid mai medii și cu producții mai stabile, putem zice. Avem și noi partea de probleme de secetă, deja sunt anumite perioze ale anului în care se instalează și persistă seceta chiar și arșița și la noi, deși ne aflăm aici într-o zonă de dial, dar tocmai asta e și considerentul pentru care mergem pe hibrizi mai, mai semi-tardiv sau chiar înspre timpurii. Ați ales parcela respectivă de 14 hectare pentru că? Obțineți de regulă producții frumoase acolo? Noi facem o rotație foarte corectă, adică noi an de an facem rotația culturilor. Nu a fost o alegere, la fel poate găseam și altă parcelă. Normal, a fost o parcelă bună pentru care am ales-o, având zona de deal parcela respectivă a fost pe șes care ne-a ajutat și am avut și o apă în plus și cred că asta în față de restul fermei cred că ne-a dus, ne dus, la rezultatul, rezultatul de 14 tone. În cadrul fermei nu am avut pe toată suprafața același, același nivel, de nivel de precipitații. Da, nici e... de precipitații, nici de producție ca și tehnologie, nu putem zice că am făcut ceva diferențiat. Nu mult, puțin am făcut. Am avut, cred, cu apă în plus care a făcut diferența. Haideți să vorbim puțin de tehnologie. m am întâlnit cu domnul Biță Răgman, a fost și dânsul la un moment dat câștigător al acestui trofeu. Cred că apare pe, pe în Giurgiu, iată, 2019, tot la neirigat, iar în anul în care a reușit să facă producții record, a fost anul în care a arat de două ori. Ce s-a întâmplat în cazul tehnologiei în ferma dumneavoastră? Ce ați făcut ca lucrarea solului și cum, cum ați obținut? Noi, ca și tehnologie, nu mai mergem pe partea de arat. Am renunțat la partea de arat, avem terenuri care deja de peste 10 ani nu le mai arăm. Avem care am renunțat acum 3 ani, care am renunțat acum 5 ani, acum 6 ani, deci în an de an am încercat și am redus partea de arat cât de mult am putut. Și în acest. Toamna anului trecut, adică 2022, nu a mai arat deloc. Deci, chiar nici măcar o nu am folosit plugul. Am mers pe o pescarificare. Clar că nu o să găsim niciodată, și încă nu credem că știm cu siguranță care e cea mai bună tehnologie. Depinde de mulți factori, depinde de tehnologia aplicată, de ulterior ceea ce faci. Deci, nu știm dacă uh, cândva taică meu care am început împreună și încă ne susține, ne, exact asta ne spunea, arătura dâncă de, de, toamnă. Astăzi se pare că nu mai putem respecta sfaturile care le-am primit și chiar de multe ori avem discuții că cât de, cât de mult s-au schimbat tehnologia și mediul și felul de a gândi și de a face agricultură, dacă pe distanțe, pe Densități, pe totul s-a schimbat și încotro o să mergem, încă nu știm. Dar nu se pare zis... că se schimbă foarte repede? Adică tatăl dumneavoastră sper că e încă în viață. Este, da, da, și a este apucat, și cred, 3-4 feluri de a fie cu, vă amintiți, malderele acelea, grămezile de azot de pe câmp, felul în care dădeau, obțineau recolte, credeau că acolo este... Topul, infinitul. Și iată că de fiecare dată am luat-o de la capăt. E adevărat, chiar avem de multe ori discuții de genul, zicea la un moment dat, fiind pe vremea trecută, și zicea că s-au au semănat chiar și la 6 cm greu, de exemplu. Au trecut 6, au mers la 8, la 12 cm. Dacă astăzi noi discutăm despre chiar 30, avem testări și la 30 de cm mergem și la 15 și la 30, între, vedem rânduri. între rânduri, distanță între rânduri. Deci, de asta zic, arătura s-a schimbat, adică modul de prelucrare a solului s-a schimbat, distanțele între rânduri s-au schimbat, densitățile, hibrizii, într-adevăr se schimbă de la un an la altul, nu știm ce va fi, dar clar că e o performanță în tot ce s-a făcut, am ajuns la o performanță prin, prin hibrizi bun, prin tehnologie nouă, prin... care ne-a adus rezultate foarte bune. Eu v-aș recomanda să fiți foarte atent pentru că am văzut că băiatul nostru are 24 de ani și o să vă zic că și el la următorul interviu pe care o să-l realizăm împreună, pe vremea lui tata. Așa e, adevărat. De vreme. Și timpul, timpul nu stă în loc și imediat o să fie. El deja sunt implicați, băiatul deja e în fermă, a terminat și el facultatea, e implicat, muncește, el face partea de digitalizarea fermei și nu numai, dar e aici. Și clar că o să zic că nu peste mult timp, pe vremea lui tata, a fost altfel. Și astăzi N-avea tata altfel. nicio dronă, n-avea tata niciun GPS. Exact. Așa am început. Astăzi, din fericire, avem și GPS-uri și avem și partea de conducere fără, fără mâini, fără deja Da, într-adevăr, e altceva deja. În curând o să dați drumul tractoarelor pe... și dacă mă aștept ca undeva să se întâmple treaba asta, este în, și în ferma dumneavoastră. Haideți să revenim un pic la porumb. Pioneer ați spus hibridul. Ce densități ați folosit? Și dacă la grâu, spre exemplu, ce am văzut este să rarefiem rândurile, ce facem la porumb? Îl punem mai des? Nu am mers nici la. Noi am avut 68.000 de plante recoltabile la hectar. Nu am mers pe densități foarte mari, nu suntem adepții densităților foarte mari din cauza precipitațiilor, clar că dacă am avea sistem de irigații, poate am putea controla mai mult distanța între rânduri și pe rând densitățile și am am făcut un calcul și cred că e cel mai, cel mai sigur și în anii cu precipitații normale și în anii cu secetă, îți dă rezultatele cele mai bune. Adică e mai echilibrat decât să riscui foarte mare când mergem pe densități foarte mari și nu avem apă riscăm prea mult și ajungem să nu mai producem aproape nimica. Și întotdeauna am luat așa decizia ca să mergem pe... Mediu. Pe, pe mediu, hibrizi medii și distanța între rânduri, suntem la 75, avem în testare și la distanțe mai mici, dar e doar testare deocamdată. Mă bucur că faceți astfel de lucruri, astfel în momentul în care s-a găsit ceva, să se poată spune mai departe, pentru că sunteți genul de fermă, cu porțile deschise mereu, iată și în ziua de astăzi. Tehnologia pe care o aplicați, concercați încercați, dacă iese bine, o spunem mai departe. Care are rețetele din bucătărie? E adevărat. Ce tehnologie ați mai făcut? Deci n-ați făcut arătură? Când ați venit, ce s-a dat? Care au fost principalele probleme? Buruieni, boli, dăunători? La porumb. Uh, Cum suntem? Am avut o dezmiriștire. Cultura premergătoare am avut o rapiță și am avut o dezmiriștire în, imediat după recoltat. După care, în toamnă, am scarificat, am pregătit terenul din toamnă, am nivelat puțin. După care, în primăvară, am venit cu fertilizare la sol pe toată suprafața, și ulterior am la, la semănat am avut încă, încă o doză de îngrășământ complex și un starter. Și acolo cred că am avut un secret, și cred că asta va fi viitorul, adică am folosit două fertilizări. Ceea ce pe restul fermei am folosit doar o fertilizare. Fertilizări cu azot cu descompunere treptată, lentă. da Și cred că asta e viitorul și asta a fost succesul care ne-a dus. În, dacă în urmă cu mai mulți ani foloseam un azot normal, care aveam, aveam multe pierderi. Astăzi. La, la acest azot cu, cu descompunere lentă, e și pe o perioadă mai lungă, pierderile sunt mult mai mici de volatilizare și cred că asta e unul dintre secrete care, care ar trebui să le avem în vedere și cred că toată lumea ar trebui să ajungem să le folosim, că până la urmă astăzi dăm foarte mulți bani pe îngroșământ, dacă până ieri... Era și nu prea era scump, era undeva, adică ziceam numai că e scump, dar nu era. Astăzi realizăm am că... am învățat prezentul ce înseamnă scump. Ce înseamnă scump, da. Acum e foarte scump. Și a, avem nevoie de, de a-l folosi în întregime fiecare, fiecare kilogram de îngrășământ, să-l aplicăm corect, să-l utilizăm corect, să-l să să valorificăm la maxim cât putem. Oricum suntem și limitați și de cantitate și... Atunci zic că asta va fi un viitor care ar fi obligatoriu să, să avem grijă de. Iată, noi, în, în emisiunile noastre, vorbim mereu. Iar dacă avem de 15 ani emisiunea, de cel puțin, eu știu, 10-12 ani, noi vorbim despre acest azot cu descompunere lentă. Când a apărut necesitatea în ferma dumneavoastră? Și de ce așa târziu acceptă totuși fermierii asta? A fost nevoie de prețul ăsta mare la îngrășăminte ca să ne facă să, să fim mai atenți la picătură? Da, normal, poate că prețul da. deja va, va, va crea un. Uh, necesarul nece de, de atenție De atenție, da da. Și noi nu-l folosim doar de acum Deci îl da. avem deja de mai mult timp De mulți ani, deja de da, da, 5-6 da. ani Îl folosim azotul ăsta Cu descompunere lentă Necesarul plante ca și E pe o perioadă mai lungă Și atunci de acolo a venit Nevoia la început Așa ne -am, am decis și l am testat Și am văzut cu rezultate foarte bune Că se descompune pe o perioadă mai lungă Planta are la dispoziție O perioadă mai lungă De, de hrănire. Nu are nevoie doar câteva zile Așa are. este Așa și atunci este. noi am trecut, l-am testat și am trecut de mult la tipul ăsta de, de azot. Contează cine îl vinde, pentru că, iată, e o competiție în piață la capitolul minte. toți scot. Contează de unde vine sau contează uh, felul în care acționează acest îngrășământ? Eu zic că felul care acționează și momentul de aplicare, și cred că și noi, ca și ferme, trebuie să fim atenți când îl aplicăm, cum îl aplicăm. Cred că. Ce, și... Ce are, când l-ați aplicat? Care uh... a fost momentul în care ați zis acum? Noi, de regulă, îl aplicăm, urmărim foarte mult uh, condițiile meteo. Și dacă vine o perioadă mai răcoroasă, o perioadă cu precipitații, chiar dacă sunt foarte puține precipitații, uh, mergem și aplicăm îngrășământul pe vegetație, mă refer da, aici, da. la grâu, la rapiță, la porumb. La fel, uh, și aplicăm foarte mult în, în momente în care știm că urmează precipitații. Dispunem de utilaje performante de, de administrat. în cât într-o zi putem aplica până la 7-800 de hectare de fertilizant. Pe. Și atunci încercăm să eficientizăm, adică să-l folosim chiar și așa, chiar dacă el este protejat și făcut, să-l folosim exact în momentul unei ploi sau unei periozi mai răcoroase care să nu fie cu temperaturi ridicate, să-l să avem eficiență maximă. În afară de îngreșământul acesta, ați mai folosit ceva ce credeți că poate? Pentru că sunt convinsă că și dacă le-am pune acum pe toate pe hârtie, nu o să știm exact ce v-a dus la 14 tone. Ci ce credeți așa din bănuile voastre? Mă, poate fi fost și altceva. altceva. Cred că a fost momentul semănatului. Ce perioadă ați ales pentru semănat? Perioada de semănat a fost la jumătatea lunii aprilie. Și m-ați întrebat de dacă mai e un secret, nu știu. Probabil starterul e unul dintre lucrurile care poate nu toată lumea încă vede importanța uh, acestui îngrășământ. L-ați pus unde, odată cu semănatul Odatul, lângă sau lâng, uh, nu, cu, uh, chiar lângă. chiar pe, pe rândul de semănat, care disponibil imediat ce, ce, ce încolțește uh, cultura, și cred că și asta, având un start foarte bun. Uh, am ales momentul în care și clima ne-a permis, adică era suficient de cald, am avut un start extraordinar la, la cultură și cred că și starterul e unul dintre secrete care, care chiar îl recomand și merită, merită încercat. Da. La, la porumb am făcut ierbicidările normale, care le facem de regulă uh, și am mai avut un... Uh, un atac de ostrinea, care am făcut un contratament pe vegetație. La ce fază a apărut când în ce fază era porumbul? Era în faza de despicare. De, 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 de da, mm. da, da, da. Mm. Avem autopropulsată. Am reușit și am atins cele 14 tone. Dacă ar fi să vă întreb cât a fost cheltuiala. Sau invers, nu o să vă întreb cât a fost profitul, că sunt așa uh, un pic uh, mercantil, dar uh, cheltuiala versus uh, profit, a fost uh, pe măsură. Da, a fost. Pe măsură este. Deci ca și producție nu putem zice că am fost foarte mulțumiți. În schimb, suntem foarte nemulțumiți de vânzarea producției, care astăzi nu știm unde ne aflăm, nu știm ce o să facem, nu știm cum o să facem, dacă am făcut investiții mari în fermă, în utilaje, în tehnologie, în totul. Astăzi suntem foarte dezamăgiți de... Uh, Deciziile politice care s-au luat și nu ne-au protejat și suntem nu știm unde, dar nu pe drumul cel bun. Am văzut și niște recompense foarte mici, spunea doamna Carmen, avram ridicol de, de mici pentru fermierii români afectați de altfel. Dar stau să mă gândesc, nu știu dacă rămâne în emisiune, s-ar putea ca întrebarea mea să fie proastă. Dacă ne-a speriat invazia de cereale de pe piața din Ucraina, n-ar trebui să ne gândim și la ce vom face cu porumbul, floarea? Pentru că încă n-am ajuns la o perioadă de război să vedem tot ce înseamnă cultura și agricultura lor puternică invadând Europa. Categoric o să ne sperie și nu doar floarea și porumbul, cred că toate culturile vor fi la fel, adică de aici încolo ne așteaptă niște ani foarte grei, care dacă nu. Găsim niște măsuri care să fim protejați, care să impunem. Deci nu muncim pe aceeași piață, nu suntem egali. Dacă am muncit, dacă e o concurență loială, n-ar fi o problemă. Că am avut concurență și suntem uh, conștienți că asta e piața liberă, dar totuși, când discutăm despre o țară care nu face parte din Uniunea Europeană, nu e o, totuși o concurență loială. Discutăm despre alte alte costuri pe hectar comparativ cu noi, care avem multe restricții, avem multe lucruri și nu știm care e, dar nu suntem poate în în ultimii 20 de ani, cred că sunt cel mai dezamăgit de momentul în care ne aflăm astăzi de conjunctura. Avem cerealele încă pe stoc, în mare parte și grâu și porum, și floarea soarelui și nu știm dacă mai avem cui să le vindem. Nici nu mai discutăm de preț cu cât le vindem, că le vindem zi de zi, orice Din contract ce am făcut, slab. e tot mai mic prețul, dar deja ne punem întrebarea dacă mai avem cui să vindem suntem invadați, vedem pe Josele e, sunt plin de tiruri e, din, din din Ucraina pe calea ferată la fel, în porturi același lucru. Nu știm ce o să facem, nu nu ne convine deloc, suntem atât de nesiguri încât nici nu mai știm ce să facem, cât să mai investim într-o cultură, cât să mai facem. Dacă merită să mai investim, să merită să facem lucrări uh, minime, adică chiar numai la să existăm, să facem. nu știm, dar uh, nu, nu ne aflăm într-o. Într-o într într situație. O zi. Și nici măcar una repetabilă, pentru că nu cred că am mai trăit pandemie, război și iată invazie. Războiul sunt într-un fel, dar în momentul în care te afectează inclusiv pe, pe vânzările cerealelor tale, da. Poate că trăim, cum am mai zis, poate că cel mai, cel mai greu moment în ultimii 20 de ani și nu vedem nici soluția. Adică ce se va întâmpla dacă continuăm așa și în următorii ani atunci va fi o problemă. Dacă e doar anul ăsta a fost o întâmplare și o să-l trecem, că nu avem ce face, asta e, dar dacă vom continua nu știm dacă dacă vor continua cu, cu aceste măsuri. Nu știm ce trebuie să Trebuie să se găsească o soluție astfel încât cerealele din România să ajungă undeva, pentru că sunt convinsă să că sperăm. Ucraina trebuie să fi lăsat niște locuri goale acolo unde n-a mai ajuns cerealele. de niște. Nu trebuie lăsat nici fermierul da. român. Am fost aici dintotdeauna, am muncit, am trăit, am făcut profit, am, am dat, până la urmă am vândut la export. Știm că am fost exportator și astăzi am devenit importator, ceea ce nu e un lucru bun. Și noi dorim să rămânem, dar... Să sperăm că și deciziile vor fi luate în așa măsură încât să ne încurajeze să rămânem, altfel nu știm ce să facem.